IDF estimează că războiul va continua până în 2026 cu deschiderea unui front suplimentar în nord cel târziu în septembrie. Conform analizelor serviciilor de informații ale armatei, din toamnă Israelul va îndepărta cu forța militară gruparea teroristă Hezbollah din Liban și Siria de la granița cu Israelul, dacă aceasta nu se va retrage pe cale diplomatică. Între timp, IDF controlează deja aproximativ jumătate din axa Filadelfia și aproape 1 milion de locuitori din Gaza au evacuat din Rafa spre nord, spre vestul Khan Yunis și Deir al Balah. Purtătorul de cuvânt al IDF a anunțat că soldații Diviziei 98 duc lupte intense în centrul orașului Jabalia. Soldații au eliminat peste 200 de teroriști, au distrus infrastructura teroristă și au distrus tuneluri subterane atât de la sol cât și din aer. În centrul fâșiei Gaza, soldații Diviziei 99 efectuează raiduri țintite asupra infrastructurii inamice, în timp ce operează și pentru a proteja zona coridorului fâșiei Gaza centrale. La cererea Algeriei și Sloveniei, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a reunit la începutul săptămânii pentru o sesiune specială privind operațiunea israeliană din orașul Rafa din Gaza. Ambasadorul israelian Gilad Erdan a subliniat că operațiunea IDF de la Rafa este esențială pentru distrugerea Hamas, pentru a asigura eliberarea ostaticilor și nu există nicio alternativă pentru împlinirea acestor obiective. Armata israeliană a estimat luni că aproximativ 950.000 de palestinieni au evacuat zona Rafa din sudul fâșiei Gaza, în timp ce forțele terestre operează în partea de est a orașului. Aproximativ 300.000 de civili rămân în Rafa, mai ales în zona de coastă și unele părți din centrul orașului, potrivit informațiilor primite din zonă. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a mai explicat că dislocarea unui număr atât de mare de civili este temporară și nu definitivă, cum este moartea civililor israelieni de la 7 octombrie. Scopul evacuării este protejarea civililor în timp de război. Armata susține că a învățat din experiențele anterioare, când a fost vorba de evacuarea populației din Rafa, care a fost realizată într-un ritm mult mai rapid decât prevăzuseră Statele Unite. Administrația Biden intenționează să folosească toate organizațiile ONU de ajutor pentru a canaliza asistența umanitară către debarcaderul Gaza, construit recent de Pentagon în Marea Mediterană. Samantha Power, directoarea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID, a anunțat că debarcaderul face parte dintr-un efort comun de ajutor condus de SUA, Națiunile Arabe, ONU și donatori internaționali. Potrivit CENTCOM, comandamentul militar al SUA, peste 569 de tone de ajutor au fost deja livrate către Gaza. Senatorul american Ted Cruz consideră că debarcaderul construit de americani este un mijloc prin care administrația Biden încearcă să ocolească Israelul, care a solicitat în repetate rânduri ca agenția UNRWA să fie scoasă din schema de distribuire a ajutoarelor către Gaza, deoarece angajații săi au participat activ la atrocitățile Hamas din 7 octombrie trecut. Administrația Biden nu acceptă poziția israeliană. Senatorul Ted Cruz a mai spus, cităm, "Acesta este un alt exemplu rușinos despre cât de departe sunt dispuși să meargă ca parte a obsesiei lor patologice de a submina Israelul." La mai bine de 2 ani de la începutul invaziei Rusiei asupra Ucrainei, consecințele la toate nivelurile sunt devastatoare. Unul dintre grupurile cele mai vizate de Rusia în Ucraina ocupată sunt protestanții, care sunt depășiți numeric de membrii Bisericii Ortodoxe ucrainene. Revista Time a raportat că 34% dintre incidentele de persecuție religioasă înregistrate au avut protestanții ca victime, iar 48% dintre acestea au avut loc în regiunea Zaporozia. Mai mult, sunt 600 de locașuri de cult distruse, peste 30 de cazuri de pastori și preoți uciși sau răpiți, 109 cazuri cunoscute de arestări, expulzări forțate, condamnări cu închisoarea și uneori chiar torturi. Cea mai afectată confesiune evanghelică în timpul invaziei ruse sunt baptiștii, a treia confesiune ca mărime din Ucraina. Sub control rusesc, 400 de congregații baptiste au dispărut, 17% din totalul din Ucraina, se arată în raportul revistei Time. După 2 ani de război, doar 4% dintre ucrainenii ortodocși rămân credincioși Patriarhiei Moscovei și liderului acestuia, Patriarhul Kiril. Majoritatea și-au schimbat calitatea devenind membri la Biserica Ortodoxă sub Patriarhia Kievului.